Ce a spus domnul Necoiță și vreau să-i forțez puțin mâna, pentru că sper să apară volumul cu presa pro-comunistă. Presa românească în comunism. Presa românească în comunism, unde am și eu o comunicare care se referă la presa dobrogeană, dar care este perfect valabilă. Doar atât vă spun că am parcurs 50 de ani de gazetărism, între care jumătate în comunism și jumătate după. Și cine vrea să cunoască situația, probabil că va citi această carte pe care domnul Negoiță sunt convins că o va scoate. Și va vedea care este asemănarea, deosebirea și mai ales rolul pe care l-a jucat presa dinainte și presa de acum. Eu pot să fac această paralelă între cele două prese. Datorită, v-am spus, celor 50 de ani de presă comunistă și postcomunistă. Mulțumesc!